Din nou, la început de weekend, Daniela Ștefănescu vă spune tuturor bună ziua, bun găsit. Haideți să urmărim și această ediție a emisiunii Sănătatea Azi. Vă spuneam, dragii telespectatori, ieri că astăzi în studioul televiziunii VTV, așa cum v-am obișnuit toată la două săptămâni, vine doamna doctor Florinela Bălan, medic medicină holistică, vine de la Pitești special pentru dumneavoastră. Știți, în ultimul timp, nu știu pentru ce ne pregătește doamna doctor, parcă ar face cu noi, sincer, am stat și m-am tot gândit, pentru că, știți, mintiuca asta mea rumegă pe un timp așa, ne-a tot vorbit de tot felul de probleme și am zis, ce face doamna doctor? Nu, face cursuri de dezvoltare personală. Foarte bine, foarte bine, pentru că în felul acesta ajungem să ne cunoaștem în acest domeniu pe noi înșine, ajungem să ne cunoaștem mai bine. Tema emisiunii de astăzi este cum să fim noi înșine. Dar înainte de toate, dați-mi voie să-i spun doamnei doctori cu bucurie, cu respect. Bună ziua, bun venit! Mulțumesc, mulțumesc, așa este. Vă sărut pe dumneavoastră și pe telespectatorii noștri din țară și din străinătate, că știți că suntem foarte vizualizate amândouă. Doamna doctor, ultima emisiune pe care am prezentat-o telespectatorilor cu dumneavoastră într-o registrare a fost despre durerea sufletului. Mă gândesc acum cum să fim noi înșine poate trece peste aceste durere ale sufletului, că atunci ați încercat cât de cât să mă aduceți aproape de mine ca să-mi dau seama de ce sunt, de cine sunt, de ce am această durere a sufletului? Sigur că de astăzi o să continuăm, pentru că trebuie să știți că este foarte important să începem să ne studiem, să vedem într-adevăr ce anume nu lasă sufletul nostru să fie fericit, pentru că dumneavoastră știți că noi coborâm aici pe pământ, în aceste încarnări, pentru un singur lucru, să fim fericiți. Și atunci, în momentul în care noi nu suntem, că nu avem sentimentul ăsta, dacă întrebe așa foarte multă lume pe stradă, dar și în cabinetele medicale, oamenii nu sunt fericiți sau nu sunt fericiți 100%, înțelegeți? În momentul în care ești bolnav, aproape că poți să spui că deja lucrul ăsta scade foarte mult când ai o suferință, și când ești depresiv poți să spui că ești nefericit cu acte. Acum, ideea este să vedem ce anume îngreunează, care sunt poverile, care sunt așa greutățile, ce lucruri cară sufletul ăsta săracul al nostru în spate, în față, în lateral, nu știu, atât de multe bagaje are, emoționale, și cum am face noi să scape el de ele, că dacă el ar scăpa de ele, vă dați seama că el ar putea să odată să se simtă bine, să se simtă împlinit, și știți ce se întâmplă dacă se simte împlinit? Să apucă să-și facă misiunea vieții pentru care a venit el aici. Acum, marea majoritatea noastră, să știți că nu știm ce misiune avem. Eu am surpriza asta cu fiecare pacient pe care l-am, pentru că unul din lucrurile pe care eu le întreb, eu lucrând în 4D, a cincea noastră dimensiune este misiunea vieții, misiunea sufletului. Și întreb, noastră știți ce misiune aveți? Și marea majoritate spun că nu. Cu alte cuvinte, noi suntem aici pe pământ foarte dezorientați, foarte fără miză, fără, nu știm. Doamna doctor, e o întrebare la modul general, nu știu, mi se pare mult și o să vă spun acum care este misiunea mea pe acest pământ. Vă rog. Mi se pare foarte sofisticat. Îmi puneți întrebarea direct și eu ar trebui să răspund, da, știu. Toți cred că spun, nu știu, poate dumneavoastră ați ajuns la un nivel la care puteți să spuneți, da, știu. Eu știu. Misiunea exact. Dumneavoastră este de a fi medic, de a vindeca oamenii. Nu am asta. Asta include, e la pachet. Știți care este misiunea mea? Nu e misiunea, deci emisiunea de astăzi nu este despre misiunea noastră personală. Da. Dacă vreți, facem o emisiune despre asta. Bun. V-ar interesa să facem o emisiune despre de asta? De ce nu? Pentru că ar fi interesant. Dar până, asta spuneam, că până ne putea să vedem care este misiunea noastră, noi nu avem acces la asta. Suntem foarte dezorientați, deoarece sufletul nostru suferă foarte tare. Și atunci... Dar nu se vede, doamna doctor. Uitați-vă la mine, dragi telespectatori. Mă vedeți că suferiți, că sufăr. Nu am nicio rană pe aici. Uitați-vă la mine. Nu sunt tăia... Dacă aș avea o rană pe mână, m-ați vedea și a spune da. Are, suferă, că o doară mâna. La cap nu vedeți un oi negru, nu. Dar sufletul nu are nicio rană. Mă vedeți pe mine? Rănile sufletești sunt mult mai profunde și nu se văd.
O să vedeți că la ora asta psihologii, psihiatrii care se ocupă și cu aceste probleme ale noastre, mai ales la nivelul subconștientului, pentru că s-ar putea să avem foarte multe răni sufletești la nivelul subconștientului, să nici măcar să nu fim prezenți de ele. Trebuie să știți că eu personal, că m-a tot întrebat, doamna doctor, vă mai trece răceala? În pauza asta m-a întrebat și am spus nu, pentru că eu sunt încă într-un acordaj, mi-am crescut nivelul meu de vibrație energetică și sunt încă un acordaj al corpului meu de la vechea vibrație la noua vibrație și atunci trebuie să știți că așa arată până se adaptează, până se resetează corpul meu. Dar ce vreau să spun este că nu suntem prezenți. De cele mai multe ori purtăm cu noi aceste răni, că sunt niște răni sufletești, ne fim prezenți de ele, asta e și mai grav. Înțelegeți cum ar veni? Și atunci trebuie să știți că, din păcate, prezența acestor răni care sunt nevindecabile ne afectează foarte mult. Ne afectează atât de mult relațiile, ne afectează cariera, ne afectează sexualitatea, ne afectează creativitatea, ne afectează starea de sănătate în final și ne modifică atât de mult că o să vedeți că produce transformări chiar la nivelul corpului fizic. Ne marchează, ne ștanțează, e extraordinar. Astăzi o să fie o misiune foarte interesantă. Mă ridează. Pentru că, uitați, ideea este în felul următor, că noi de cele mai multe ori nu ne dăm seama că s-ar putea, cum spuneați dumneavoastră, să fim prezența acestor rând. Dar corpul nostru, știți, ați văzut diverse persoane, și persoane tinere, și adolescenți, și persoane mai în vârstă, care sunt într-un fel foarte subțire. Ați văzut persoanele acelea slabe? Da. Ați văzut și persoanele acelea foarte plinuțe? Da. V-ați gândit că e ceva neregulă cu asta? Nu. Dar să știți că de cele mai multe ori, ei așa se simt. Persoanele care sunt foarte slabe, că eu am persoane, vin și spun așa, nu-mi place cum arăt. Mă simt foarte slab, nu-mi place. Soțul meu mi-a zis că e bine să mai mă îngraș câteva kilograme așa ca să fiu și eu un pic mai, știți, înțelegeți? Iar persoanele care sunt plinuțe, foarte plinuțe, trebuie să știți că au complexe de inferioritate. Știm asta. Da. Dar să știți că și cele slăbuțe au, că au nevoie un pic, adică la un nivel prea slab e prea mult, știți, înțelegeți ce vreau să vă spun. Acum, de cele mai multe ori medicii se duc la nutriționiști, se duc la medici, se duc la psihologi și de cele mai multe ori știți că se fac tot felul eforturi să ne modificăm corpul și de multe ori nu se reușește. Știți de ce? Nu. Pentru că trebuie să știți că acel lucru care determină ca corpul nostru fizic să fie într-o anumită formă este rezultatul unei răni interioare pe care noi o avem. Corpul nostru fizic, o să vedeți că el ne arată această problemă și de aceea, indiferent cât regim am luat, am ține, indiferent cât tratament am făcea, până nu rezolvăm problema aceea, corpul nostru nu se poate modifica. Și sunt foarte multe persoane în situația asta. Și astăzi am venit să vorbim despre acest lucru, despre impactul pe care l-are sufletul asupra corpului fizic, pentru că știți dumneavoastră că sufletul este șeful și trebuie să știți că dacă șeful are o problemă undeva, se vede asta, în periferie. Și uite, corpul fizic, de data asta, el face, dar și boala. Știți că și boala este o manifestare, un mesaj a informațiilor, problemelor de la nivelul sufletului, da, sau corecției pe care vrea să ne facă sufletul să o facem noi, este un mesaj către noi. Deci, cu alte cuvinte, noi trebuie să începem să vedem lucrurile un pic mai complex și mai diferit. Și astăzi am venit să vorbim despre asta. Ați spus la început că sunt foarte multe persoane care fac cursul de dezvoltare personală. Acum, știți cursurile de dezvoltare personală cam în ce segment se lucrează? Aveți idee? Cam al medic, să zicem, psihologic se lucrează în cursurile de dezvoltare personală la nivel mental, cu mintea în general. Da. Cu emoțiile. Acum, ideea este în felul următor. Gândiți-vă că dacă medicii toți din România, care sunt foarte bine pregătiți, că noi avem, medicina noastră românească este de înaltă clasă, știți că noi suntem renumiți. Și pe vremea dacilor era mai bun decât medicii greci, știți. Dar dacă medicii ar face ei înșiși niște cursuri de dezvoltare personală și ar învăța să integreze cum vin toate informațiile acestea de la nivelul fizicului cu care suntem obișnuiți pentru că noi tratăm în fizic, la nivelul emoțiilor, măcar cât de cât din bucata psihologului, la nivelul, să zicem, psihicului, cât de cât din bucata psihiatrului și la nivel sufletesc, adică să mergem și pe la biserică să vedem totuși preotul ce vrea să zică acolo cu sufletul, că numai el știe. Așa? Să știți că dacă am combina partea medicală cu cursul de dezvoltare personală, noi înșiși, ca și medici, am avea niște abilități să descoperim în semenii noștri ceva mai mult decât o boală de gen gastrită, ulcer, cancer.
am putea să vedem mai multe lucruri. Și o să vedeți astăzi, facem o demonstrație, cum medii medicină holistică, cum sunt eu și în general medicina holistică, fiindcă se apleacă câte puțin așa cu lupa asupra multor aspecte și psihologic și emoțional și sufletesc, are șanse la vindecare, își dă singură șanse la vindecare și dă prin această aplicare și profesionalismul pe care îl are și, să zicem, aplicarea asta multifuncțională pe care o face medicul de medicină holistică, dă șansă vindecării fiecărui individ în parte. Bun, doamna doctor, se investește foarte mult în aceste cursuri personale, știm, ajută extraordinar de mult pentru a te cunoaște, dacă pot să-mi spun așa, pe tine însuți, a rezolva unele probleme, iar medicii în ultimul timp s-au plecat asupra acestor cursuri personale. Uite, dumneavoastră, da, mai sunt și alți medici pe care îi cunosc, dar trebuie să ai și deschidere. Haideți să vorbim de că tot a spus dumneavoastră de răni acestea de sufletești. Cum apar? De ce apar? De ce îmi rănesc sufletul? Sunteți curioasă deja. Păi deja vreau să intru în subiect, să vedem ce problemă am. Exact. Să știți că s-ar putea. Conștientizați și dumneavoastră, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, facem un text acum cu noi, cu fiecare dintre noi. Eu aici, dumneavoastră acolo și o să vedem, o să punem cap la cap, o să vedem. Fondatora cele mai renumite școli de dezvoltare personală, fiindcă tot ați vorbit din Quebec, a cărei filozofie de viață și modul în care ea se raporta prin dezvoltare personală, adică la nivel mental, emoțional și psihic, asupra ființei omenești, ale cărei cursuri sunt în peste 22 de țări din lume și a scris o carte, Ascultă-ți corpul, prietenul tău cel mai bun de pe pământ, și anume Liz Bourbeau. Trebuie să știți că ea s-a aplicat foarte mult asupra modului în care noi putem să vedem aceste răni sufletești, să le identificăm și să apoi ca medici să putem să le abordăm, să le vindecăm, pentru că fac trebuie o paranteză, să știți, doamna doctor, și vă rog să mă iertați, am citit și eu o carte de genul ăsta, Louise Hay, Vindecă-ți viața. Tot ceva în genul acesta, dar parcă mi-este mai greu de una singură, chiar dacă înțeleg și mă regăsesc în unele pasaje, parcă am nevoie de cineva ca să intre mai bine. Exact, doamna doctor. De aceea sunt și aceste cursuri de dezvoltare personală, pentru că cineva pătrunde în esența lucrurilor și îmi deschide și mie mintea și îmi conștientizez ce problemă am. Este mai mult decât atât. Trebuie să știți că ființa umană în general are un blocaj în a se vedea ea pe ea. Noi nu putem să ne vedem. Și vorbeam în pauză că de fiecare dată când facem un boli în studenție, studentul de medicină face toate bolile. Ca și mine aici, exact. Eu sunt pacient. Te recunoști în toate, adică da. Nu știi ce să vezi din asta. De aceea ai nevoie de cineva care să fie oglindă pentru tine și este psihologul, medicul de medicină holistică sau preotul, deci, care să spună ce e bine și ce nu e bine, că la un moment dat știți de ce. Vreți să vă spun de ce avem această problemă? Pentru că noi în general suntem obișnuiți să lucrăm foarte mult cu mintea. Nu lucrăm și cu conștiința. Dacă am lucrat cu conștiința, conștiința este cea care este observatorul numit și care ea, din perspectiva ei, am privit mintea și ne-am putea autoanaliza. Mintea în sine, dacă lucrăm decât cu ea și numai ea știe și ea e șefa, ea nu se poate vedea ea pe ea, care însemna să se critique și nu-și permite. Înțelegeți? Ego-ul nostru nu permite acest lucru, că este foarte, știți, așa sus. De aceea, noi, în general, foarte greu recunoaștem că avem o problemă. De cele mai multe ori, problemele pe care le avem, nu vrem să le vedem, le proiectăm pe alții și știți că ăsta este fenomenul proiecției în psihologie. Adică tot ce ne place, vedem la ceilalți. De aceea, nu putem să ne vedem foarte bine singuri. De aceea avem nevoie de oglindă. Acum, m-ați întrebat cum apar aceste răni cu aceste... Ia uitați, când un copil se naște, că îmi permite să citesc din Liz Bourbeau, spune așa, când un copil se naște, el știe în adâncul lui că motivul pentru care se încarnează este acela de a fi el însuși. Apropo, și asta m-a inspirat să vedem cum să fim noi înșine, pur și simplu, trecând printr-o serie de experiențe. Deci, cu alte cuvinte, noi venim aici ca să trăim o anumită experiență. Și o să vedeți, sufletul lui a ales sus, dinainte, familia, că știți că am vorbit că ne alegem părinții, și mediul în care se va naște, că de ce ați venit dumneavoastră în România și n-ați venit în America, de exemplu. Ați venit în România, pentru că în România este, cum să zic, cadrul necesar să experimentați ce v-ați propus, m-ați înțeles. De asemenea, veniți aici cu un scop foarte precis, cu alte cuvinte, și că toți avem aceeași misiune, venim pe lume, și aceea de a trăi o serie de experiențe până când ajungem să le acceptăm și să ne iubim pe noi înșine trecând prin el.
Frumos, foarte frumos, foarte frumos spus. Deci am venit pentru o experiență. Dar mă strică foarte multe și nu pot să fiu eu înșiu. De ce trebuie să trec prin toate aceste experiențe de copil fiind ca să fiu eu? Vă explic? Problema e că problema nu este că treceți decât de copil. O să vedeți că începe când sunteți copil, dar ține toată viața. Asta e problema. Ia uitați. Noi, în general, când trăim niște experiențe, dacă noi am fi ok și dacă ego-ul nostru ne-ar permite, noi am fi de acord cu ele, că până la urmă le-am asumat, că noi am hotărât. Vreau să trăiesc această experiență a lipsei de iubire, de exemplu. Și o să-mi iau, de exemplu, mama, tata, mă părăsesc, nu doamna, sunt, doctor, să zicem. Nu mai spune a lipsei de iubire, că data trecută în durerea sufletului a spus că noi funcționăm cu iubire. Și eu acum am spun tot timpul că eu nu pot să funcționez dacă nu am iubire. Să știți că mă întrerupeți foarte mult și nu pot să-mi duc... Vă rog, păi... Ascultați. Ia uitați. Deci trebuie să știți că noi, de exemplu, putem să alegem că putem să ne regăsim în iubirea noastră cu Dumnezeu, fără ca părinții noștri să ne iubească. Adică putem să luăm un telefon, vă întrerup telespectatorii. Astăzi e ok. Bună ziua. Sărbuna, bună ziua. Dialogul curge prea repede și noi care rămăsăm în urmă ăștia telespectatorii. Nu știu că... Doamna doctoră, da. Copil. Da. Să naște copil, trăiește natural, da. Efectiv. După care contează ce educație îi dai. Că da. De la vârsta lumea el vrea să nu mai fie el, că vede, depinde ce influențe. Dacă îl lași să stea prea mult cu televizorul, vrea să fie Superman, Spiderman, nu știu ce dracu mai vrea. Da. Asta nu știu dacă ține de când o trăire interioară. Dacă te ocupi de educația lui, nu va vrea. Dacă l-obișnui să distingă binele de rău. De aceea, nu știu, mi se pare destul de greu să generalizăm. Nu să nasc copii, cu excepția săracilor retardați, proști. Contează educația pe care o primesc în primii ani de viață. Dacă îl transformi într-o legumă și va avea cele trăiri sufletești descrise de dumneavoastră, eu nu sunt medic de parte de mine, tot încercam să înțeleg ceva. Da, și eu știu, cum spunem noi în termen popular, devine mult prea sensibil, botanist, cum zice noi, pune botul la orice, atunci va fi într-adevăr extrem de vulnerabil. Contează foarte mult educația care o primește, cât de mult își dezvoltă el însuși educația, prin ceea ce citește, prin ceea ce recepționează de tot ceea ce înseamnă informare. În rest, eu am 43 de ani, 1,84 m și 80 kg. Toată lumea m-a întrebat dacă fac sport. Nu fac, frate, sport. Trăiesc echilibrat și fac foarte multă mișcare. Păi dacă mânca prostul și mai sunt și sedentar, automat mă îngraș, ceea ce n-are nicio legătură cu trăirii răni sufletești. Păi ce, dacă mi-au caminte că am venit aici, mi-am pun 15 ani, am apuc să mă îngraș? Nu știu, deci sunt lucrurile care nu reușesc să le pun cap la cap. Dumneavoastră nu reușiți pentru că ați trăit niște experiențe de genul ăsta, dar eu pun pariu pe cât vreți că trebuie să știți acest lucru și vă informez că fiecare om are niște răni sufletești. Că noi le știm sau că nu le știm, pe măsură ce o să vă răspund acum scurt și eu vă recomand să ascultați emisiunea pentru că o să vedeți că lucrurile astea sunt pe bune. Eu tratez așa ceva și că impactul lor este major. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Da, dumneavoastră vă faceți treaba ca părinte și creceți copilul dumneavoastră foarte bine, conform educației pe care o aveți, posibilităților pe care le aveți, nivelului pe care le aveți și cum știți dumneavoastră. Și dumneavoastră știți așa, după cum v-a învățat mama și tata și după, să zicem, ce v-ați dezvoltat dumneavoastră ulterior. E corect? Nu. De ce nu e corect în asta, că nu înțeleg? Pentru că educația conferită de părinți ține până la anumită vârstă și dacă nu o continui eu ca individ prin natura... Păi tocmai v-am spus că ați continuat-o, n-ați fost atent atunci. Vă rog să fiți atent la ce vă spun, că v-am spus asta. Deci dumneavoastră am spus, am repetat, repet dacă doriți, dar vreau să fiți atent cu mine, că sunteți prea pornit, fiți relaxat, că nu e nimic rău aici, e chiar de bine. Eu încerc să înțeleg. Da, da, fiți cu mine, că dacă nu sunteți cu mine, n-aveți cum să înțelegeți. Sunt olteancă ca și dumneavoastră vorbești, dumneavoastră vorbiți repede și eu vorbesc repede, că am văzut, să știți. Deci ideea este în felul următor, că dumneavoastră nu e problemă că cineva va reproșa că dumneavoastră aveți o problemă că nu vă educați copiii bine. Dar trebuie să știți că copilul dumneavoastră se duce la școală. Și poate la școală, acolo, la un moment dat, să zicem că are un kilogram, două în plus, trei, hai să zicem. Și trebuie să știți că la un moment dat cade, că se împiedică copilul, știți? Și s-ar putea colegii de școală să râdă de el. Dintr-o întâmplare, că l-au văzut și cineva să-i arunce o poreclă, de exemplu.
Și atunci trebuie să știți că dumneavoastră nu știți, că aveți alte probleme și îl creșteți corect, dar s-ar putea ca acel copil al dumneavoastră, de exemplu, sau alt copil, să aibă o traumă legată de faptul că s-a râs de el. Și trebuie să știți că dacă s-a râs de el, el s-a simțit umilit. Și trebuie să știți că nu vă spune poate dumneavoastră acasă, că nu prea e de spus chestia asta. Asta e un lucru pe care el o ține în el. Și de cele mai multe ori copilăria merge mai departe, ajungeți la pubertate, atunci poate cineva îi mai zice la un moment dat o fată că uite, nu-mi place de tine și așa mai departe. Și trebuie să știți că iar pune la sufletel copilul și poate nu vă spune dumneavoastră. Și la un moment dat ajunge să fie foarte mare. Și când ajunge foarte să fie mare, el a în sufletelul lui, de când era copil și până este mare, pentru că nu a vorbit cu nimeni, pentru că nu s-a gândit nimeni să-l ducă la psiholog, pentru că dumneavoastră n-a știut poate să vorbiți cu el sau el nu v-a spus dumneavoastră, sau pentru că nu s-a simțit jenat să vă spună, la un moment dat trebuie să știți că el trăiește cu asta în suflet. Și când trăiește cu asta în suflet, adică că el nu e în regulă față de ceilalți, să știți că alegerile lui, cariera lui, nevasta pe care o alege, le alege așa mai cu teamă, nu le alege crezând că e de 11, le alege crezând că e de 8. Înțelegeți? Și atunci s-ar putea ca acele, toată viața lui și curajul lui în viață de a se arunca în piept, să zicem, cu viața și hotărârile pe care le lua, deciziile pe care le lua, pot fi afectate de niște cuvinte care sunt banale, care pot fi făcute de cineva întâmplător sau pot să fie din diverse motive. Și noi trebuie să începem ca părinți, pentru că trebuie să știți că dumneavoastră, bineînțeles că vreți să vă creșteți copilul foarte bine, dar trebuie să știți că noi, la ora asta avem foarte multe carențe la nivelul familiei, deoarece nu avem școli pentru părinți. Și sunt copii și copii. Un copil poate să fie foarte sensibil, deși e băiat. Un copil poate să fie, de exemplu, foarte mai agitat așa cu personalitate și trebuie să știi să-l mai temperezi. Un copil, de exemplu, trebuie să fie încurajat. Eu am foarte mulți părinți, de exemplu, perfecționiști care nu știu să-ți crească copiii, nu că nu vor săracii, ci pentru că nu realizează copilul lor are o problemuță. Și anume, dacă ar discuta cu un psiholog sau s-ar fi niște școli pentru părinți, trebuie să știți că s-ar crește diferit. Și vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, o mamă este o persoană care este așa, foarte, e perfecționistă și vrea să fie și copilul la fel bine făcut, trebuie să știți că să facă la fel ca ea lucrurile să fie foarte bine. În momentul în care un băiețel, de exemplu, nu face un lucru, ea îi spune o dată, de două ori, de trei ori să facă și la un moment dat, pentru că el nu face, știți ce face? Se duce și face ea. Îi leagă și returile, îi pune farfuria, îi face foarte multe lucruri, încât copilul acela nu mai face el, face în locul lui. Știți ce se va întâmpla? Că se va crea o relație între acel băiat și mama lui, și anume că el știe să asculte de mama și când va ajunge foarte mare, știți ce va face? Își va lua o soție, își va lua o soție ca mama, adică care să-i facă foarte multe lucruri, ceea ce presupune că acel bărbat va fi sub nevasta lui în casă. Înțelegeți? Îl va comanda doamna, ceea ce nu e bine. Pentru că bărbatul trebuie să fie cel care coordonează familia. M-ați înțeles? Și sunt foarte multe lucruri pe care nimeni nu le spune în societate. Psihologul nu este să le spună. Eu mă confrunt cu ele pentru că eu văd, am așa adolescenți care sunt foarte inteligenți, care sunt nemaipomeniți, dar știți ce le lipsește? Curajul. Dar știți de ce le lipsește curajul? Pentru că părinții lor nu le-au știut să le dea încrederea necesară, să le spună că e grozav și nemaipomenit. De cele mai multe ori le facem observații la copii ca și când ei ar fi adulți, ca noi, dar nu sunt. Că ei sunt copii mici, sunt fragezi. Trebuie să știți că sufletul copilului este foarte sensibil. Nu știu dacă știți, dacă ați urmărit emisiunile mele, să știți că ființa omenească se hrănește cu iubire. Și atunci trebuie să știți că noi știm în special mama. Trebuie să știe să aducă iubire în sufletul copilului. Cum se face lucrul ăsta? Dacă ești perfecționist, nu prea poți. Pentru că trebuie să știți că fără să vrei perfecționiștii, cam critică. Și nu știu dacă cum e soția dumneavoastră, dar dacă ar fi perfecționistă, ar critica și copilul și pe dumneavoastră. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că vă vede mai mult defectele decât calitățile, știți? În încercarea și în dorința de a le îmbunătăți, dânsa este bine intenționată, dar fără să vrea nu-și dea seama. Și atunci o să-i spună copilului așa, aia nu e bine, aia nu e bine, aia nu e bine, nu e bine. Și știți ce se întâmplă? O să vă spună și dumneavoastră. Copilul, ca copilul dumneavoastră, dacă vă spune mereu dumneavoastră, o să vă vadă altă doamnă calitățile. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și atunci sunt anumite lucruri pe care noi, ca societate, medicii, psihologii, părinții, trebuie să înceapă să-și deschidă mintea, sufletul și trebuie să începem să vedem că s-ar putea să facem greșeli fără să vrem, că nu e vorba că vrem, că nimeni nu vrea, dar trebuie să știți că asta ține
de faptul că trebuie să începem să evoluăm toți. De ce? Pentru că după aceea acești copii când nu sunt bine și când n-au luat la școală, când n-au luat la liceu, poate că nu îndrăznesc să se ducă la facultatea pe care și-o visează, după că n-au curajul ăsta, nu mai știm pe un cum să facem cu ei. Domnul eu doctor, am adolescenți eu spun, care nu au chef de școală. Eu zic că, și domnule telespectator, sigur, eu zic să ne oprim deocamdată aici, pentru că urmează publicitatea. Eu vă mulțumesc mult, mult de tot și până la urmă o să vedem cum o să putem să fim noi înșine. Pentru că pe parcursul anului să știți că se schimbă foarte, foarte mult în structura noastră. Ne schimbă societatea, ne schimbă, eu știu, ceva foarte mic. E de ajuns acolo. Și ceva eu rămân la opinia mea. O educație adecvată pe care să ne... Așa este, educația are un rol extraordinar. E un rol esențial și... Așa este, dar o să vedeți că indiferent de educație poți să dai și pe alături, indiferent de educație. Ne vedem, și eu vă mulțumesc mult, ne vedem după publicitate.